v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Traficul rutier va fi suspendat pe strada Vasile Alexandrii din centrul capitalei. De astăzi și până în data de 19 noiembrie, mașinile nu vor avea acces pe segmentul dintre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada București. Potrivit autorităților, în această perioadă vor fi efectuate lucrări de asfaltare a porțiunii. Meteorologii au prelungit codul galben de vânt până în data de 11 noiembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi se prevăd rafale de vânt cu viteza de până la 15-20 de metri pe secundă. În nordul și centrul țării sunt posibile precipitații și până la 14 grade Celsius, iar în sudul țării temperaturile vor ajunge până la 16 grade Celsius. O nouă rundă de negocieri pentru formarea unei coaliții pro-europene va avea loc în această seară. Anterior, Partidul Democrat din Moldova le-a propus partenerilor de discuții un document care conține prioritățile programului de guvernare pro-europeană. La negocieri au participat și reprezentanții ai PL și ai grupului Leancă. Trei primari din municipiul Chișinău și unul din raionul Soldănești, aleși din partea PLDM, au părăsit rândurile acestei formațiuni politice. Este vorba despre primarul comunei Budești, Nina Costiuc, cel al comunei Ciorescu, Ion Scripnic, al satului Colonița, Angela Zaporojan, dar și de primarul satului Parcane, raionul Soldănești, Valeriu Lopaci. Bilanțul tragic al incendiului de la Colectiva a ajuns la 48. Azi dimineață s-a stins din viață unul dintre răniții transferați în străinătate. De asemenea, aseară a murit un bărbat internat la un spital din centrul Bucureștiului. Presa din țara vecină scrie că 71 de persoane sunt tratate în prezent în clinicile din România, iar 15 dintre ele se zbat între viață și moarte. Apple a anunțat că noua sa tabletă iPad Pro va fi pusă în vânzare în cursul acestei săptămâni. Aceasta a fost prezentată drept cea mai mare și mai puternică tabletă creată până acum. Dispozitivul va fi disponibil online de miercuri, iar în magazine va ajunge la sfârșitul săptămânii. Vor fi oferite trei versiuni de culori, argintiu, auriu și gri. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!